orei 14. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Răspândirea cazurilor până la acest moment de infectare cu COVID-19, raportare până pe 10 iulie 2020. O să priviți materialul următor. Examenele pentru permisul de conducere se vor relua în iunie. Într-o familie din Botoșani, un copil de 12 ani s-a sincis după ce părinții i-au confiscat telefonul. Criminalul în serie, Marius Xampara, eliberat de aceeași instanță care a riscat cu Ion Turnangiu. Un bărbat din Gorj a fost ucis în bataie după ce a depus plângere la poliție. Bilanțul anunțat de autorități din cauza coronavirusului a crescut față de zile trecute. Pandemia a lăsat pietoni peste 70.000 de cursanți. Atunci nu au mai putut da examenul de conducere în aceste două luni de stare de urgență. Dacă unora le-a expirat deja dosarul, unii nu se mai simt pregătiți după acestea. Pauza, așa că trebuie să investească din nou bani în școala de șoferi. Ministrul de Interne spune că de la începutul lunii iunie ar putea reîncep examinările. Într-o familie din Botoșani, un copil de 12 ani s-a sinucis după ce părinții i-au confiscat telefonul. Adulții spun cum au vrut doar să-l dea o lecție. Supărați că băiatul a plecat de acasă, fără să spună unde, s-a întors aproape la miezul nopții. Psihologii ne avertizează în felul următor. Copiii pot percepe aceste pedepse chiar și pe cele banale, ca pe o imensă nedreptate și pot recurge la gesturi extreme pentru că nu știu să-i gestioneze furia. Andrei a plecat ieri să se întâlnească cu o fată în satul vecin. Când a văzut că lipsește, mama s-a speriat, mai ales că afară se întunecase. Tatăl plecat la câmp cu tractorul l-a sunat pe fratele mai mare al lui Andrei și l-a avertizat că atunci când băiatul se întoarce, să-i confiște telefonul drept pedeapsă. Când a ajuns acasă, îi spune, uite cine a zis tata, îți confisc telefonul. Și atâta, el a ieșit pe ușă și bun plecat. Niște. A stat la ce oră s-a întâmplat? La 11 era, la 11 a venit acasă. El o sări gardul și i-a zis, Andrei, vin înapoi, unde te duci? Nu, că nu vine, el și-a luat și-a plecat. Când tatăl a ajuns acasă, a început să-l caute și a găsit însă fiul mort într-o magazie. Nu a fost, nu l-am bătut, doar ar să vadă, că doar nu a fost dat un deget între ei. Părinții spun că nu și-au mai pedepsit niciodată copilul până acum. A fost un copil bun, a fost un copil liniștit, nu au existat evenimente în care să fie implicat și să ne dăm noi seama că este traumatizat sau că are probleme atât de grave. Părinții nu au fost niciodată în atenția autorităților. Este o familie de oameni gospodari cu părinți muncitori care au pământ, au tractor, au mașină. Poate a fost un gest necugetat de moment. Poate au vrut să facă o glumă. Moartea lui la o vârstă atât de fragedă ar putea fi un semnal de alarmă pentru toți părinții. Psihologii spun că preadolescența este o perioadă dificilă. Tocmai de aceea este foarte important ca părinții să comunice foarte bine cu copiii și să le explice de fiecare dată unde greșesc. Copilul poate să resimtă orice gest, orice pedeapsă venită din partea părintelui ca pe o decizie prin care îi se face o nedreptate foarte mare și atunci poate să recurgă la aceste gesturi extreme ca o modalitate de a protesta. Până când vor lămuri dacă a fost cineva de vină, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Răspândirea cazurilor până la acest moment de infectare cu COVID-19, raportare până pe 10 iulie 2020. O să priviți materialul următor.
Pandemia de coronavirus a schimbat regulile chiar și pentru obținerea permisului de conducere. Peste 72.000 de cursanți din toată țara nu au mai apucat să termine școala de șoferi. Mai aveau de dat traseul, dar COVID-19 i-a tras pe dreapta. În peste 14.000 de cazuri, dosarele au expirat deja. Cursanții sună zilnic la sediile școlilor de conducători auto. Nu știm ce răspunsuri să le dăm. Ne-a blocat două luni de zile, n-am putut să termin școala, vă dați seama, banii sunt investiți, acum aia are altă pregătire. Nu știm nimic concret. Acum și cursanții și instructorii ar trebui să o ia de la capăt cu actele și cu pregătirea. Legea spune că se prelungesc documentele cu perioada, dar nu cazierul. Există o altă lege separată pentru cazier. Examinările s-ar putea relua de luna viitoare. Instructorii sunt sceptici. Ei au început să spună că deja au uitat pregătirea făcută până la data începerii pandemiei. Sunt județe în România la care în luna februarie se făceau programări în vederea obținerii permisului de conducere în luna iunie. În așteptarea relaxării, școlile de șoferi s-au pregătit. În primul rând, mașina ar urma să fie dezinfectată după fiecare examen. De asemenea, înainte să se urce, atât polițistul cât și elevul trebuie să-și pună masca de protecție și mănușile. De asemenea, examenele ar putea dura mai puțin de 25 de minute, așa cum este minimul prevăzut acum de lege, și s-ar putea desfășura și fără acea a treia persoană din mașină, martorul. Oricum, sunt deja înregistrate audio și video aceste examene. Mai mult, cursurile teoretice s-ar putea muta în online. Într-o sală de 40 de oameni să aducem 7-8 oameni. Măcar așa, făcându-le, merg înainte. Măcar partea de teorie o câștigă în această perioadă. Reprezentanții școlilor de șoferi au mers la Ministerul de Interne cu mai multe propuneri pentru reluarea activității și examinărilor. Până acum, nu s-a ajuns la o decizie. Când în luna serie, Marius Xampara, eliberat de aceeași instanță care a riscat cu Ion Turnagiu. Dacă ți intră în sânge, te crezi... Nu Dumnezeu, că e prea mult spus Dumnezeu. Al doilea după el te crezi. Cine s-a riscat să-mi dea mie drumul? Răspunsul este judecătorii Tribunalului Mehedinț pe baza raportului conducerii penitenciarului Drobeta Tornul Severin, aceeași instanță care a riscat și în cazul Turnagiu. Pe 20 mai, Marius Ciampar, unul dintre cei mai cunoscuți criminali români, a părăsit închisoarea pe motiv că a stat suficient în detenție. Câte fapte aveți? 6 omoruri. Am vrut să intru, să iau bani, să fur. S-a întâmplat să moară, asta este. Cam la fiecare am tăiat victimă. De ce? Când faci asemenea infracțiuni și nu vrei să te prindă, poți să devii și profesionist dacă te duce capul mult. Tribunalul consideră că perioada de pedeapsă executată de pe data de 17 aprilie 1997 până în prezent este suficientă pentru a acorda condamnatului beneficiul liberării condiționate în scopul îndreptării și resocializării sale. De 5 ori a mai încercat Ciampar să iasă din închisoare. A 6-a oară i-a convins pe judecători. Tu speri să mai ieși? Speranța moare ultima. Oricine speră să iasă de aici. Deci legea nu e atât de severă. Se gândește și la noi. Nu au fost identificate nevoi sau riscuri în vederea asistenței psihologice a contestatorului, acesta fiind stabil emoțional în momentul evaluării. La ultima am făcut o greșeală care m-a costat detenția pe viață. În ce a costat greșeala? Păi în faptul că l-am lăsat pe acel martor să trăiască. Pe mine mă supără modul ăsta de executare al pedepsei. Ei ne țin tot cu secția aia, tot în camerele alea, tot cu gratii, dar nu pot să văd. Spunea criminalul într-un interviu oferit echipe Observator în 2008, însă în ultimii ani a putut să vadă mai mult decât gratiile. A avut regim deschis și a muncit la dezinfectarea secțiilor, se arată în motivare. Pe finalul executării pedepsei însă, în cei 22 de ani de detenție, Marius Ciampar a fost sancționat disciplinar de 16 ori și a muncit puțin peste 200 de zile. Pe cale de consecință, stăruința în muncă nu este o condiție îndeplinită. Spunea judecătoria Drobeta Turnul Severin, prima instanță care i-a refuzat cererea. Din 2014 nu a mai făcut probleme, iar conducerea penitenciarului i-a ridicat sancțiunile.
Dacă la nivelul penitenciarului Drobeta Turnu Severin s-a considerat că persoana privată de libertate Ciampar Marius poate să execute pedeapsa în regim deschis, cu posibilitatea de a presta muncă în exteriorul penitenciarului fără să fie supravegheat, atunci cu atât mai mult tribunalul consideră că este un deținut disciplinat. Ieri, ministrul Justiției a demis întreaga conducere a penitenciarului și a dispus verificări cu privire la modul în care s-au făcut rapoartele pentru liberările condiționate. Ai vrea să spun că am coșmaruri? Nu am coșmaruri. Că le visez? Nu le visez. Te simți puternic când faci așa ceva. Și dacă nu picam la pușinie, poate erau mult mai multe. Un bărbat din Goj a fost ucis în bataie după ce a depus plângeri la poliție. De unde erau mașinile? Cum? Una era aici. Așa și una, uite acolo, așa. Ușile deschise. Una mergea în coașa, asta a dat el, l-a aruncat pe aici. Scenele de ocruzime greu de imaginat s-au petrecut pe o stradă lăturalnică din Unirea. Era trecut de ora 10 seara. Ei se întorceau de la secția de poliție, iar aici când să vină spre casă, le-ar fi pus mai multe mașini în față, una în față, una în spate și una din lateral. Trei mașini erau. Au dat cu mașina peste ei, în mașina lor, că erau cu niște prieteni, tatăl meu era cu niște prieteni, nu era singur. Peste băiatul celălalt a trecut cu mașina peste el, este în stare foarte gravă. După ce a fost scos cu forța din mașină și lovit cu brutalitate în zona capului, omul a fost lăsat în acel loc să zacă într-o baltă de sânge. În ciuda eforturilor medicilor de a-l salva, și-a pierdut viața în drum spre spital. Moartea bărbatului putea fi evitată, spune printre lacrimi familia. De ani de zile, omul și băiatul său erau victimele furiei unor indivizi cu care s-ar fi certat la un moment dat. De aproape 2 ani mă șicanau în trafic, să luau cu mașina pe mine, să dădeau jos cu ciumegele 455. Am depus petiții la poliție, nu s-a luat nicio măsură. Noi mergem înainte. Mergem înainte și vrem să se facă dreptate. Agresiunea s-a petrecut în doar câteva minute, iar cei care au auzit ceva nici nu au avut timp să reacționeze. În plus, oamenii se tem pentru propria viață. Două familii care nu s-au înțeles în sat. Între două grupuri de câte 4 persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 57 de ani, toți din Unirea, a izbucnit un conflict în timpul căruia au fost folosite obiecte contundente. În urma altercației, două autoturisme au fost avariate și mai multe persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ancheta în acest caz o fac acum criminaliștii, sub coordonarea unui procuror. Domnilor și domnilor, s-a fost știrile orei 14. Acum urmează vremea. Alături de mine este Răzvan. Răzvan, la ce temperaturi ne vom aștepta în zilele acestea? Bună, Cătălin, cum ai spus și tu, ne vom aștepta la temperaturi cuprinse între 27 și 34 de grade. Va fi o caniculă? Da. Și la umbră, cam cât? De la umbră, cred că ne vom aștepta la vreo 25 de grade. Ok. Deci sunt șanse foarte mici să ieșim la 12.30, 1.30 afară. Da, mai pe seară la vreo 7.30, 8.00 așa. Sigur că acum că e sezonul cu coronavirus, cu masca cam un nașpa. Da, cu masca doar în spații închise sau când ești într-un grup. Da, după cum am văzut și azi, tinerii ziua de azi nu prea își poartă masca pentru că e cald afară și se dă jos, nu? Da. În păcate. Ok, cu mai multe informații revenim după publicitate. În artă, frumusețea este esențială, dar pentru Milde nu este de ajuns. De aceea am adus împreună frumusețea și utilitatea. Hârtie igienică fină la atingere, dar rezistentă și cu adevărat absorbantă. Aceasta este arta Milde. Puțin spus, perfectă. Dă volumul la maxim. Folosește șamponul și balsamul Pantene. Împreună mai puternici, pentru mai mult volum. Părul puternic, părul Pantene. E mai mult decât o rochie. E o amintire dragă și parfumată. Emoția. Lacrimile mele de fericire sunt toate în parfumul Lenore Gold Orchid.
Parfumuri de nu mă uita pentru momente de nu mă uita. Lenor. Bună ziua și bine v-am găsit la vreme. Astăzi va fi foarte cald, după cum spuneam adineaur. Astăzi se înregistrează în sud 30 de grade Celsius, în nord 29 de grade Celsius și în vest 32 de grade Celsius, iar în est 30 și 32 de grade Celsius. Iar la munte vom aștepta temperaturi de 29 și 30 de grade Celsius. Mâine vremea va fi la fel pe tot parcursul zilei. Acestea au fost știrile de vreme. Să aveți o după-amiază liniștită. Genul programului, acțiune. Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică sau de limbaj.